De câte ori vin la Sfânta Mănăstire, eu am o dublă emoție. În primul rând, întâlnirea cu Sfânta Mănăstire, cu Maica Ocrotitoare, Maica Domnului, dar înainte de orice, vin pentru că aici soțul meu, colegul meu de bancă din universitate, și-a ales înveșnicirea. Îmi amintesc atunci când era foarte bolnav la Cluj, m-a trimis la înalt preasfințitul Bartolomeu, care îl cunoștea încă de la revista Transilvania din Sibiu, m-a trimis să accepte, să-i dea binecuvântare pentru a se retrage la Sfânta Mănăstire pentru pace veșnică. Și am venit aici și ultimele două săptămâni, împreună cu familia, am viețuit împreună și a plecat în păcat după o viață atât de frumoasă, lăsând în urmă valori care, din păcate, încă nu sunt cunoscute. Eu am reușit în primii 10 ani să tipăresc întreaga operă prin binecuvântarea părintelui Dumitru Copzaru, exarhul mănăstirilor din această mitropolie, cu sigla editurii Ecclesia, am reușit să tipăresc cărțile. Din păcate, nu m-am priceput să le fac cunoscute atât cât ar fi meritat, pentru că opera lui Vasile Avram deschide foarte multe drumuri pe care mulți din tinerii noștri și nu numai și-ar putea găsi drumul cel frumos pentru cercetare și pentru valorile adevărate ale culturii noastre, în primul rând cultura tradițională care stă la baza întregii culturi. Și poate că aici, în acest cadru atât de frumos, la margine de Codru, unde el își are locul de veci, alături de colegul și prietenul nostru, Ioan Alexandru, să dau citire unui text atât de frumos despre simbolistica vetrei, pentru că el era legat de Sfânta Mănăstire, pe care o considera casa sufletului său, încă din copilărie, când venea în pelerinaj cu tot satul, alături de mama, încă din fragedă pruncie. Și în final, el și-a ales să aibă casa veșnică aici, în Poiana de la marginea de Codru, la rădăcina Sfintei Mănăstiri Nicula. Să-mi permite să citesc acest text, care este de fapt o scrisoare pentru fiicele noastre, atunci când s-au așezat la casele lor. Nimic nu e mai bun pe lumea asta decât o casă a ta, unde să trăiești în liniște și bucurie și unde să te regăsești pe tine însuți seara după obositoarea alergare de peste zi. Fiecare casă care se cinstește pe sine prin cinstea celor care o locuiesc are o legătură mitică și mistică cu sfera originilor. Casa ta e centrul lumii, al universului. De aici pleacă și aici se întorc toate coordonatele cosmosului, stratificându-se în jurul vetrei simbolice, unde arde focul sacru, al icoanei, unde pulsează candela credinței, și al mesei, unde vin să se așeze atunci când îi chemi toți cei dragi, vii sau morți, să sporească dulceața locuirii. Și nici Dumnezeu nu lipsește, căci e un mare har al cerului să știi locui pe acest pământ, frumos, curat, de plin, ca într-o rugăciune, să ai de unde merge și unde veni, să simți lângă umărul tău axa lumii, axis mundi, ca un reper valabil în eternitate, pe care să-l regăsești și când nu vei mai fi trup în carne și oase, când vei reveni împreună cu îngerii la sărbători mari, să sfințești locuirea urmașilor tăi. 13 august 1999, tata. Consider că în această seară a fost o sărbătoare
și cei plecați în cer au fost lângă umărul nostru.